Niște brânză din aia de întins pe pâine, un cașcaval ceva, o roșie și o bucățică de mușchi de ceva. Albumul sau artistul pe care l-ai ascultat de cel mai multe ori în 2012? În 2012, John Mayer. Și albumul? Toate albumele. Ai făcut baia energici când erai mic? Da, am făcut. Evident, la Budeasa. Dimineața când abia te-ai trezit sau seara? Seara. Câte fete apare în videoclipul Dead Man Walking? Poa, asta e o întrebare grea, n-am stat niciodată să le număr, dar cred că peste 40. Ai numărul de telefon ale fetelor care aproape că se sărută în videoclip? Mai pe la început, așa e o fază. Nu le-am, dar am numărul coregrafului lor. Ce talent ascuns am. Joc bine ping-pong. Aș putea să mă la România, cu talentul ăsta? Nu cred. Nu sunt chiar de echipa națională, deci. Ce serial urmărești spontan? Game of Thrones, Borgias și Two and a Half Men. Dar l-am luat acum de la capăt. Da, există, numai că nu s-a lansat încă. Noi avem un album întreg pe care l-am făcut și vrem să lansăm un single din primăvară vrem să-l lansăm, dar n-am reușit deocamdată. Trebuie să facem loc, trebuie să luăm noi o pauză și să lansăm simplu. Cine va câștiga la Best Live, la RMA? Nu mai știu cine nominalizează. Să câștige oricine, nu contează. Important e să ne distrăm acolo, să facem show, să cântăm, să ne întâlnim, să mai schimbăm o impresie, o vorbă, o măslină, o coles, o fentes, ceva. Din câte în câte ore mănâncă un bebeluș? Mamă, ce întrebare! M-am cuiat cu întrebarea asta. Din câte în câte ore mănâncă un bebeluș? Habar n-am. Nu știu. Trebuie să faci tu același lucru pentru următorul, dar nu știm cine e. Nu știm cine e? Nu. Măcar dacă e față o băiat, nu știm. Habar n-am, știi ce? A, dar tot întrebări de astea tâmpite așa? Orice fel de întrebare. Ce îți vine de Hai să-i pun una. Când a fost ultima oară când te-ai plimbat în picioarele goale pe iarbă?